Salut și bine ați revenit! Astăzi fac pe contabilul intergalactic pentru una dintre cele mai populare și mai scumpe francize de film, Star Wars. Săbi laser, arme de distrugere în masă, motociclete zburătoare și multe altele. Dar înainte să începem lupta, propun să dai un like, un share și un subscribe la canalul nostru de YouTube. May the Force be with you! Seria Star Wars a totalizat în 2017 câștiguri de peste 4,3 miliarde de dolari, sumă ce o clasează pe locul al treilea la box office după James Bond și Harry Potter, selectă companie. Istoriile descrise în Războiul Stelelor sunt plasate într-o galaxie fictivă și într-un timp îndepărtat. Acolo însă apar specii nemai văzute de extraterestri, cyborgi, androizi și arme care mai de care mai sofisticate. Blasterele și săbiile laser sunt, e drept, cele mai vizibile. Eroii călătoresc pe speedere, adică un soi de motociclete zburătoare, dotate și ele cu arme laser. Băieții răi folosesc tancuri ce aduc acămile, luptele în spațiu se duc pe navete X-Wing sau cu crucișătoare galactice. Toate aceste mașinării, fie că au fost realizate fizic în primele episoade, fie că au fost creații digitale, au costat cât o galaxie. Și asta doar ca să joace rolul de efecte speciale. Deci să lase impresia că funcționează. Orice geek respectabil însă se va întreba măcar o dată în viață cât ar costa aceste instrumente fantastice, dacă ar fi construite în mărime naturală și ar fi operaționale. Evident că estimările de preț au fost făcute de ochelariștii fani ai seriei, care au luat în calcul dimensiunile și costurile materialelor necesare. Ia ca de aici am zis să facem și noi niște contabilitate imperială, înainte de lansarea celei de-a 8-a părți a seriei Star Wars. Pregătește portofelul și hai cu noi în hiperspațiu, sau hipster-spațiu. Să începem cu cea mai populară armă din film, sabia laser, cea preferată de cavalerii Jedi, dar și de inamicilor de moarte Lorzi Sith. Din Războiul Clonilor știm că o astfel de armă elegantă din vremuri mai civilizate valora pe piața intergalactică de la 20.000 la 500.000 de credite republicane. Asta desigur nu înseamnă nimic fără o referință în banii din lumea noastră. Ei și mai mulți fani ai seriei au construit analogii între prețurile diferitelor obiecte din film și au ajuns la o concluzie. Un credit republican ar fi însemnat vreo 60 de dolari pământeni. Deci o sabie laser cum are Vader ar costa între 1,2 și 30 de milioane de dolari. De parcă asta nu-i mult, pe ieftinache așa. Ne permitem. Ca la orice mașinărie, costul de cumpărare e una, iar cel de operare e alta. Sabia laser consumă energie. Normal că doar nu merge pe datorie. Futurologul Dr. Ian Persson a socotit el că o astfel de sabie ar avea nevoie de aproximativ 100.000 de wați ca să funcționeze, cât să hăcuiești un plutonaj de droizi imperiali. Factura pentru salvarea galaxiei? Vreo 500 de dolari pământeni. La cifra asta a ajuns după ce a comparat prețurile energiei necesare laserelor noastre. Vezi ăla de la Măgurele, cel mai mare din partea noastră de univers. Un laser de putere medie consumă între 500 și 6000 de wați. Tot Persson a estimat că vestita motocicletă zburătoare din film ar avea nevoie ca să funcționeze de 150.000 de wați, echivalentul consumului a 100 de mașini de spălat vase. Doar pentru a se ridica de la stol, speeder-ul ar consuma 25.000 de wați, iar ca să atingă viteza modestă de 300 de km pe oră, ar mai fi necesari 150.000 de wați, care azi pe planeta noastră ar costa 750 de dolari. Vorbim așa de un drum rezonabil, cât să dai o tură de Tatooine. Dar stai, încă n-ai văzut nimic! Una dintre cele mai populare mașini de luptă din Star Wars este AT-AT, All Terrain Armored Transport. Tancul ăla în formă de cămilă ar costa, dacă ar fi produs în lumea reală, numai puțin de 226 de milioane de dolari. Aproape cât jumătate din escadrila noastră actuală de avioane F-16. Evident, cel mai mult ar costa blindajul, că doar e fier. Ca referință, fanii Star Wars au folosit prețul unui blindaj de tank american M1 Abrams, o matahală americană de generația a treia. În termen de greutate și de înălțime, un AT-AT ar fi echivalentul a 16 tancuri M1, ceea ce ar însemna 1020 de tone propulsate de peste 19 MW de putere. Doar pentru asta, Imperiul Galactic are de spart 146 de milioane de dolari pe unul. De tehnologie, armament și de alte chestii auxiliare, abia acum începem să discutăm separat. Monstrul ăsta cu picioare are două lasere principale, care ar avea nevoie de 1 MW pentru a nimici baza rebelilor și aduce bine de tot cu arma pământeană numită Athena, un prototip inventat de Lockheed Martin care costă aproximativ 25 de milioane de dolari, deci un total de 50 de milioane de dolari.
Mașina asta de război are alte două lasere secundare, care amintesc de turnul american cu laser numit LAWS, iar două bucăți ar costa 22 de milioane de dolari. Spre deosebire de tancul M1 Abrams, AT-AT folosește 4 picioare pentru a se deplasa. Motoarele necesare pentru a le pune în mișcare ar mai costa alte 8,5 milioane de dolari. Cele patru picioare și laserele aferente mai au nevoie de un echipaj pentru a fi ghidate. Militar de carieră, nu orice pistolar amator. Iar experții la Base Casino UK au estimat că pentru plata echipajului ar mai fi nevoie de alți 192.000 de dolari pe an. Astfel ajungem la un total de 226,5 milioane de dolari pentru AT-AT doar pentru construire și funcționare, plus un mizilic de nici 200.000 de parai pentru echipaj. Ca să vezi că Palpatine seamănă și el cu toți antreprenorii români. Aruncă o avere pe echipamente, dar se zgârcește la lefurile angajaților. Încheiem apoteotic cu mama tuturor armelor din Războiul Stelelor, adică Steaua Morții, un distrugător de planete cum noi încă nu am reușit să ne scocim, nici pe departe. Cunoscută oficial de stația de luptă orbitală DS-1, Steaua Morții este o armă mobilă de dimensiunea Lunii și a fost construită de Imperiul Galactic. În numele păcii, desigur, Steaua Morții e capabilă să emită o rază laser capabilă să pulverizeze o planetă întreagă și a fost proiectul de suflet al lui Darth Vader și al comandantului Grand Moff Tarkin. Acesta, din urmă, autor al doctrinei militare Tarkin, una care spunea probabil că învingătorul e cel cu arma mai mare. Studenți de la Leyte University din Pennsylvania au calculat că o Steaua Morții ar costa, ca să o construiești, aproximativ 8,1 quatralioane de dolari. Asta ar însemna produsul intern brut al planetei Terra pe 13.000 de ani. Reține că istoria consemnată a omenirii nu bate deocamdată mai mult de 5 milenii în urmă, pe vremea sumerienilor și a scrierilor cuneiforme. Dar să ne întoarcem la steaua noastră mortală. Cum au ajuns la 8 quatralioane de dolari studenții ăia? Păi știm că prima stea din colecția lui Vader avea un diametru de 140 de kilometri. Dacă presupunem că ar fi făcută din oțel, asemenea altor mașinării de război existente, ăsta ar fi prețul materiei prime. Stai liniștit, în caz de război al stelelor, avem de unde să ne facem și noi una. De fapt, rezervele de fier ale planetei albastre ne ajung ca să facem 2 miliarde de asemenea stele ale morții. Ai uitat? Miezul Terei este fier. Vestea proastă e că ar trebui să ne apucăm de treabă preventiv de pe acum, pentru că la ritmul actual de producție al oțelului, am putea da gata o stea morții în vreo 800 și ceva de mii de ani. Și gata, ne-am teleportat înapoi pe Terra, unde e cazul să ne întoarcem privirile spre ceva mai accesibil. E iluminatul cu LED. E în propriu spus BEC, pentru că LED este un acronim de la Light Emitting Diode, o diodă emisătoare de lumină. Odată cu popularizarea iluminatului pe bază de LED, becurile clasice au cam tăiat o retragere din 2013 încoace. LED-urile sunt mult mai rezistente și mult, mult mai eficiente, din toate punctele de vedere, dar și costă mai mult să fie produse. Un bec obișnuit cu rezistență incandescentă de tungsten costă maximum $1 ca să fie fabricat la scară largă, în timp ce un LED de aceeași putere luminoasă ajunge chiar și la $9. Cea mai scumpă componentă este dioda, care face aproximativ $2. Apoi vine asamblarea, care mai costă și ea $1,55 per unitate. Conductorul, circuitele și restul de componente mărunte mai costă și ele împreună alți $3,15. Radiatorul de aluminiu face și el alți $1,35, iar balonul de plastic trage la preț cu alți 65 de cenți. Ajunge la un cost total de producție de $8,7, sumă la care se mai adaugă profitul modest de vreo 40 de cenți pe bucată. Acum te-ai luminat? Dacă da, ne revedem data viitoare cu alte calcule și calcule și calcule și calcule.